care explicați? Da, într-adevăr, ne așteptam la mult mai multe de la acest meci. Simțeam oarecare presiune pentru realizarea obiectivului nostru, dar se pare că Dinamo și-a odihnit mai mult în seara asta, față de noi. Cum mister ați apucat să vorbiți după meci? Era nervos? Mister, din păcate, de două zile este foarte, foarte bolnav. Nici n-a putut să vorbească după meci, a plecat imediat că se simțea foarte rău. S-a simțit lipsa lui și la antrenamente, dar să sperăm că de săptămâna viitoare își va reveni și va fi alături de echipă. Ce s-a întâmplat în această seară? Ați văzut momentul? Momentul nu știu. A vorbit cu arbitru și arbitru cu tușierul și acesta l-a chemat pe central și atât, nu știu exact ce s-a întâmplat. Nu s-a certat cu nimeni? Nu. Probabil i-a reproșat ceva la o anumită fază și tușierul nu a acceptat ceea ce i-a spus. Ce urmează acum pentru Oțelul? Speranțele la play-off scad? Ce urmează pentru noi? Urmează doar să luăm de la capăt de mâine, să analizăm cu foarte multă atenție acest meci și să încercăm să reparăm tot ce avem de reparat. Mai sunt 4 meciuri, știu că șansele s-au mai împuținat, dar noi vom crede până în ultimul meci, vom crede în șansele noastre. Va fi cu atât mai greu, cu cât Dorin Munteanu nu va fi pe bancă. Da, știm că, într-adevăr, reușește să pună o presiune mult mai bună pe jucători și să-i țină mult mai bine în priză, dar încercăm să ne adaptăm și fără el. Mulțumesc!